În data de 24 iunie s-a susținut proba la matematică de la evaluarea națională, unde un număr de 115 elevi suceveni au absentat din totalul de 7.144 de elevi înscriși. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, nu au fost tentative de fraude și nici elevi eliminați. Un elev de la școala gimnazială Udești, bolnav de oreion, a susținut teza singur în sală cu doi profesori supraveghetori. Unui elev de la școala gimnazială Petru Mușat Sirăt, care a suferit de curând o intervenție chirurgicală ortopedică, fiind nedeplasabil, Comisia Județeană i-a aprobat susținerea probei la domiciliu în prezența unui membru al comisiei din centrul de examen și a doi profesori supraveghetori. O altă situație neplăcută a fost și pentru un elev de la școala gimnazială Rotunda, care a suferit un accident, a căzut dintr-un cireș și a fost operat. Și acesta a susținut proba la spital prin dictare, deoarece operația suferită a fost la mâna stângă, copilul fiind stângaci.